Colindele și urările tradiționale au fost completate în acest an de copii cu un plugușor anticriză. Ia mai mâna, mai mâna, cai! Și sunați zugălăi! Și porniți din picea mai! Să se audă mulți! Și voi! Să nu uităm școlar de ai noștri funcționari! Să le facem o urare de la mic și până la mare! În aparatul contabil, grijă pentru contribuabil, să aveți parte doar de bine și în anul care vine. Și de-ar fi să vă votăm pentru anul ce urăm, în 2011 aveți note doar de 10. Și acum, domnule primar, primul nostru gospodar, îți urăm de sănătate, să ai bani, să ai de toate. Și fiind primul edil, aportează noul stil, iubește-i pe cei de-aproape, voi să aibă chiar de toate. Și auzi ce spune Eliza, voi să depășească criza. Ajută-i cum poți mai bine și la anul care vine. Pentru anul ce stă în prag, să urăm de acum cu drag gânduri bune, voie bună, multe proiecte într-o lună. Ridicați de acum pahar lângă primul gospodar. Trageți brazdă, băietani! La anul și la mulți ani! Îmbinarea tradiționalului cu modernul sau invers, este una din cerințele de bază ale învățământului. Primarul Dumitru Vulpe a fost vizibil impresionat de urările copiilor și a răsplătit așa cum se cuvine. Care-i șeful? Cioban. 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 Cât sunteți? Mulți! 30! Mulțumim! Echipele de colindători sunt formate din elevii școlii generale din comună, vin și ne urează aparatului primăriei, așa cum tradiția o spune de fiecare dată, urările de sănătate, un an mai bun, iar noi am ajutat moșul ca pentru aceste colinde și pentru rezultatele lor bune de până acum. L-am ajutat cu pachete, cu cadouri. Colindătorii au fost mulțumiți de darurile primite și au promis că vor fi cu minți și anul viitor.